Salutare, mă numesc Rațiu Iulian, am 25 de ani, practic culturismul de 10 ani și m-am hotărât acum, după pandemie, să particip și la un concurs, la care am ocupat locul 3. Cât ai muncit pentru a avea un corp așa scurtat? Pentru concurs, pregătirea a durat aproximativ 12 săptămâni. Primele 4 săptămâni a fost de acumulare de masă musculară, după care următoarele 8 săptămâni a fost de definire, de subțire stratului adipos. Cum s-a părut competiția de la Dej? Competiția de la Dej a fost o experiență foarte motivațională. M-a motivat să lupt, să câștig locul 1 pe categorie și open-ul. Pe total a fost destul de ridicat nivelul de competiție, pentru că au fost mulți sportivi cu multă experiență. Ai mai participat la astfel de competiții sportive? Am mai participat în 2017 la Campionatul Național de Culturism și Fitness Seniori, care s-a organizat la Sibiu, acolo ocupând locul 7. Cine te-a antrenat pentru competiția de anul acesta? M-a pregătit Cristi Berciu, dublu campion mondial la Federația IBFF. Cât de greu să fii antrenor personal? Meseria de antrenor personal, dacă îți place, nu este foarte grea. Însă e puțin dificil să lucrezi cu persoanele ca în orice domeniu. Trebuie să ai grijă ceea ce mănâncă, să fii atent la alimentația lor, la planul lor de antrenament. Pe total nu e o meserie destul de grea, dacă îți place ceea ce faci. Mesaj pentru cei care doresc să apuce de acest sport? Muncă, muncă, muncă și iar muncă. Exact cum a spus și unul dintre sportivii din Timișoara. Nu există calea scurtă, există numai muncă. Trebuie să fii consecvent, să te ții de alimentație, să te ții de antrenament. Altfel nu ai rezultate. Shooting stars above the city lights.